În noua strategie militară a României, una din prevederi este introducerea serviciului militar în termen și asta pentru că România are tot mai puțini rezerviști. Armata nu va fi însă obligatorie, ci la cerere, iar militarii voluntari vor fi plătiți cu salariu. România a intrat în NATO în 2004 și 3 ani mai târziu a eliminat serviciul militar obligatoriu, coșmarul tinerilor români din perioada comunistă. Strategia prevede noi măsuri și pentru militarii rezerviști care vor fi pregătiți atât pentru misiuni de pace cât și pe timp de stare de urgență. Să știți că armata îi aduce un pic mai la stare. Și eu am prins că era cu muncile atunci. În loc de 16 am făcut 18 luni și ceva. Și v-a prins bine, să înțeleg. Foarte bine, da. Deci ați fi de acord oarecum să fie reintrodusă? Da. Ați fi de acord să fie reintrodusă armata? Da. Da, să facă copii armata, să treacă prin greutate, să vadă ce înseamnă armata. Dumneavoastră ați făcut armata? Am făcut-o. Ați admis în București. Și credeți că v-a ajutat acest lucru? A fost benefic? M-a ajutat foarte mult, pentru că am avut ceva de învățat. În viața civilă n-ai de unde să înveți așa prea multe, dar în armată mai înveți, fii un pic ordonată, fii un pic aranjată. Așa este. Surpriză de proporții, guvernul vrea să reintroducă armata în termen. Ministrul apărării Nicolae Ciucă a vorbit despre riscurile la adresa securității României. Prin urmare, se vor adopta schimbări legislative care vor fi puse la punct astfel încât să fie permise selecția, recrutarea și instruirea de militari voluntari în termen. Să meargă, că s-a prea prostit, să știți. Să meargă, să avem și noi pregătită țara. Deci credeți că ar fi benefic? Benefic. Eu venim minte la cap că toată ziua zbeară pe toate drumurile. Doamne, ce răi sunt! Că la armată, oricât e, sunt și ei sub ordine. Pa, acum... Sunt mult mai disciplinați. Da. La capitolul riscuri, menționează ministrul apărării Nicolae Ciucă, avem de-a face cu conflicte înghețate din Marea Neagră, cu o serie de atacuri cibernetice și cu o serie de companii de dezinformare derulate în România online. Toate acestea ar trebui să-și găsească rezolvarea în viitoarea strategie militară a României. Trebuie să fie o măsură luată pentru a educa persoane, oamenii din ziua de azi care nu mai au idee și nu mai știu ce să mai... Nu știu cum să se mai descurce. Deci tu crezi că ar fi o idee bună? Cred că da, dar într-o oarecare măsură să nu fie nici cum era înainte. Să fie libertatea posibil mai mare, să se oferă un oarecare avantaj, nu știu ce să zic. Să nu fie nici obligatorie, adică să meargă cine vrea? Acum vine opțională. Sunt prevăzute și o serie de vulnerabilități care afectează modul în care își desfășoară activitatea militarii. Vorbim în primul rând de problemele mari ale României legate de infrastructura rutieră și feroviară. De asemenea, este menționată capacitatea limitată a industriei noastre de a furniza tehnica și echipamentele militare necesare.